Să te ferești de păcat, că lumea asta zace în păcat. Vorbeam cu cineva de verighetă și a zis, da frate, scrie de verighetă în Geneza 24. Și după aia imediat și-a amintit, zice, nu ca e verigă, e drept și e depus în nas. Așa că poți să poți tu verighetă în nas. Dacă vrei justificare după Biblie. Că în Biblie nu scrie de verighetă. Cum chiar nu scrie? Păi nu are de unde să scrie, că Biblia s-a încheiat de scris la anul 100 și verighetele au apărut numai la anul 200. Ea de prorocit, nu prorocit nimeni spre ele. Dragii mei, eu știu că unii purtați și alții nu purtați. Eu v-aș recomanda pe cei care vă purtați, puneți-vă la punct cu istoria verighetei, căutați ce scrie în Biblie pe tema asta și nu mai căutați scuze la mine sau la altul. Eu nu vă dau. Nu mă fac vinovat pentru voi. Lămuriți-vă singur cu sinceritate. Povestea fratele Victor Șuteu de la Petreș lângă Sebeș că la ei la stăruință o soră vreo trei zile tot dădea să vorbească și numai bolborosea și nu biruia să se vorbească în alte limbi, ceva coerent, cursiv. Și Domnul îi face lui de cunoscut să-i spună acelei femei să dea jos verigheta. Dar el zice, Doamne, dar cum să-i spun ei că eu în adunare nu le-am interzis? Se roagă din nou și iarăși aceeași șoaptă insistentă, spune că până nu-și dă verigheta jos, nu-i se dezleagă limba. A treia oră vine răspunsul. S-a temut. Dar la un îndemn cineva a spus între rugăciuni, dacă cineva ceva îl împiedică și are vreun gând, să dea curs, poate trebuie să mărturisească cineva, poate să ia un angajament, să se lepe de ceva. Urmează altă rugăciune și dintr-o dată pe la jumătatea rugăciunii sora aia își dă drumul într-o vorbire în alte limbi fluentă. Fratele se uite, băi, s-a dezlegat limba. Când merge la gata să vorbească cu ea, nu mai avea verighetă. Și înainte de a-i zice, el îi spune ea, frate, tot mi-a venit un gând să renunț la verighetă. Și atunci fratele îi spune ce a avut el, ce auzi, Domnul cu ocazia asta a vrut să te cerceteze. Pe unii nu-i poate cerceta de la început, că așa cum spunea Domnul către ucenici, nu le pot purta. Și îi mai îngăduie Domnul câte o vreme. Dar să știți că în drumul spre desăvârșire vrea Domnul să vă scuturați și de asta. Că mă adaug aici ceva. Nu vă opriți la verighetă. La noi în țară sunt biserici. Îmi spunea cineva, a mers la o biserică în Timișoara și vede o fată pe primul rând cu cercei, cu lanț. Și cum o vede cum cânta, zice, de asta cred că prietina asta vine mult la adunare, că știe cântările. Când colerea solista. Pentru că nu doar în România, uitați-vă în America, unde vreți, în istorie. Nu se opresc oamenii la verighetă. Când trec la podoabe, trec la toate. Dar știți când trec oamenii la podoabe? Când slăbește pocăința. Și știți când le dau jos, când se pocăiesc. Citiți, Geneza 33, 35, Exod 33. Numai că auziți, nu dezmeriți ce sunteți deportați. Și unii spun, frate, dar eu țin la căsătorie, da, de aia ce cerți? Că ții la căsătorie, taci. Taci că dacă vrei să ții la bărbat, poți dovedi cu altele, nu cu astea. Nu, frate, că se uită alții după mine și dacă-s cu verighetă, nu au treabă. Lasă-mă că sunt mai multe divorțuri curvii decât să poartă verighetă cât înainte. Astea sunt toate, exact cum v-am spus și la nașterii copii, numai niște scuze de-a noastre care nu valorează în fața nimănui. Sunt bune numai pentru a ne înșela. Domnul să aibă milă la mine.